Mulțumesc foarte mult. În primul rând, mulțumesc că mi-ați pronunțat corect numele. E o provocare în general, pentru că suntem singura familie din țară care avem acest nume și atunci e mai complicat. Pentru mine, Capital se leagă de primele mele joburi care au fost în zona de mass media și am început ca jurnalist. Și încă de pe atunci Capital însemna un nume și a rămas un nume. Și cred că e un pic exotic ceea ce face revista Capital în momentul ăsta, respectiv faptul că include într-un top și oameni din industria noastră, pentru că noi în general suntem în topurile noastre de industrie. Așa. Destul de rar ieșim în afara lor și asta evident că mă face să fiu cu atât mai onorată. Nu știu când au trecut 20 de ani, nici pentru mine și cu atât mai puțin pentru agenția în care sunt de 16 ani. E foarte, foarte onorantă munca unui om de comunicare, ca să nu mai fac distinția între publicitate, PR, media, digital și așa mai departe, pentru că noi suntem de cele mai multe ori undeva în spatele clienților și așa e și firesc să fim. În același timp însă, de multe ori, victoriile pe care le obținem împreună vin în primul și în primul rând în urma curajului lor și chestia asta contează foarte tare. Orice agenție, oricât de bună ar fi, oricât de multe idei cu adevărat curajoase și creative ar avea, atâta vreme cât n-are un partener adevărat în client, care știe să recunoască și să aprobe ideile acestea, misiunea până la urmă nu e dusă până la capăt. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru acest premiu și încă o dată sunt foarte onorată.